În luna februarie, consilierii județeni au votat pentru solicitarea licenței pentru administrarea lucrărilor minerale de exploatare a surselor de ape terapeutice sau geotermale din fostul perimetru de exploatare Băile Herculane 1. După mai multe discuții avute cu reprezentanții primăriei Băile Herculane și ai oamenilor de afaceri din zonă, Romeo Dunca a ajuns la concluzia că licența de exploatare ar trebui cedată primăriei stațiunii de pe Cerna. Problema de la Herculane trebuie ținut cont de dorința oamenilor de acolo, trebuie ținut cont de dorința autorităților de acolo, a consilierilor de acolo, chiar dacă o parte din ei poate fac opoziție mai mult politică, dar oamenii de afaceri sunt importanți și dacă ei au spus că licența trebuie să o primească Herculane, atunci să facem tot ce ne stă în putință, să-i ajutăm în varianta în care acest lucru este legal, posibil și va duce în final la folosirea apei termale din aceste izvoare. Primăria Herculane a făcut toate demersurile necesare pentru a primi această licență. Demersurile acestea sunt avansate, s-au luat toate avizurile. Singurul impediment este să nu ne lovim cap în cap cu Consiliul Județean. Domnul președinte ne-a făcut o vizită acolo, a discutat cu cetățenii, cu antreprenorii de acolo, cu consilierii locali, care toți au fost în asentiment. Deci cu toții ne dorim ca licența apelor termale să fie dată către UAT Băile Herculane. Opoziția s-a arătat circumspectă la cererea lui Romeo Dunca și a cerut mai multe documente lămuritoare. Vreau să văd un raport de specialitate făcut așa cum trebuie. Când ni s-a cerut solicitarea, când am dat, ce înseamnă să ne o retragem, cât mai au ei timp, că nu ăsta când îți exprim că vrei să iei, nu te lasă nimeni 6, 7, 10 luni de zile. Deci ar trebui să avem un raport, că eu constat că veniți aici în fața noastră și ne spuneți, domnule, trebuie să o luăm că boate moare bani, vă duceți la Herculane și acolo vă conving primarii, consilierii dumneavoastră să o iau boateul. Eu zic ca să fim în cunoștință de cauză și să luăm hotărâri așa cum trebuie pentru binele tuturor. E clar că dacă e bine în Herculane, este bine și pentru noi. Să ne faceți un raport de specialitate și informare exactă cu asta. De asemenea, și secretarul general al Consiliului Județean Caraș-Severin a avut o intervenție legată de cine are posibilitatea să exploateze apele termominerale de la Herculane și în ce condiții. Discuțiile cu reprezentanții Autorității de Resurse Minerale ne-au subliniat și de 100 de ori, subliniez și eu la rândul riscul ăsta, că dacă noi declinăm chestiunea asta, s-ar putea pierde și da în privat. Concesionat prin licitație publică. Vă mai subliniez un aspect, păcat că nu-i și arhitecta șefă. Noi în aparat avem un compartiment dedicat de resurse minerale cu ingineri geologi. Eu nu știu dacă Herculanele l-au. Ori ăsta e un element important în ecuația asta. Doi, hotărârea aprobată și vreau să înfrângem ab initio disonanța asta, domnule președinte. Am cerut Consiliului Județean un mandat ca să facem niște cheltuieli și să depunem o cerere. Mandatul s-a acordat, noi nu putem revoca decât pentru niște motive pe care nu le-am avut în vedere în momentul adoptării, care au intervenit ulterior. Probabil intenția e sănătoasă la Herculane. Nu pot să știu dacă e bună sau e mai puțin bună. Da. Renunțarea la dreptul de exploatare a apelor termominerale a Consiliului Județean Caraș-Severin urmează să fie supusă la vot în viitoarea ședință ordinară a Forului Deliberativ.